Bezei Live, dragi prieteni, o nouă săptămână, încheiasem săptămâna trecută, vă promisesem că vom reveni cu ediții speciale, ediții interesante. E important ca în acest interval, așa cum v-am obișnuit de atâta timp, să aducem în fața dumneavoastră oameni din zona educațională, oameni din zona cercetării, a educației, științei, religiei, mentalităților. Asta le propunem, nu doar pentru dumneavoastră, dragi șeni, pentru dumneavoastră, dragi români, români plecați în străinătate. Și așa frumos cum am spus și în promulul acestei ediții, chiar dacă e via Skype, în direct în platoul Bezei Life, suntem cu un om aflat la malul Mării Negre, Ștefan Emanuel Baltac, cercetător științific, domnia sa este coordonatorul stațiunii de cercetare biologică marină, profesor dr. Ioan Borcea, de la Agigea, județul Constanța. Te salut, îți spun la mulți ani și mulțumesc, mă bucur că ne reîntâlnim de data aceasta, chiar dacă virtual. Bună ziua, la mulți ani, bună ziua noastră și telespectatorilor noastră. Și eu mă bucur că ne întâlnim, dar eu sunt la Agigea pentru că avem mai multe proiecte pe care trebuie să le derulăm aici. Astfel că trebuie să fiu practic aici și mai complicat să ajung așa repede la Iași. Dar mă bucur că internetul este o unealtă foarte bună și pe care o putem folosi și putem fi alături chiar dacă suntem la 300 și 350-400 de kilometri distanță unul de altul. Așa este. Și pentru că, iată, în platoul Bezei Live și tu ai fost prezent alături de colegii tăi din stațiunile, coordonatori ale stațiunilor de cercetare în urmă cu ceva timp și pentru că, iată, în ultimii ani Universitatea Alexandru Ioan Cuza, actuala echipă managerială, în frunte cu domnul profesor universitar dr. Tudorel Toader, rectorul instituției, a investit foarte mult în resurse umane și a investit și investește foarte mult și în ceea ce înseamnă bază materială, infrastructură, pentru inovare, pentru știință și pentru cercetare. Și pentru început aș vrea să vorbim de transformările care au avut loc la Agigea față de ce se știa acum 10-15 ani. Acum lucrurile stau cu totul și cu totul altfel, Ștefan. Aș vrea să ne prezinți tu ultimile lucruri realizate în stațiune. Da, cu mare plăcere. Într-adevăr, stațiunea s-a schimbat și se schimbă foarte mult. Mulțumim pe această cale conducerea universității pentru că în sfârșit putem să avem fonduri, astfel încât să putem face schimbări și să facem din această stațiune să arate chiar ca o stațiune de cercetare, adică să nu mai fie doar un loc de practică studențească, unde studenții veneau și stăteau aici doar cazați pentru că nu aveau foarte multe oportunități de a studia în cadrul stațiunii. Acum, practic, începem să o punem pe picioare și să facem unele renovări. Am finalizat lucrarea la turn, clădirea turn pe care o avem în cadrul stațiunii. Aceasta este acum complet renovată. Mai urmează să o și mobilăm ca să poată fi utilizată de către cei care vin aici. În același timp a început proiectul Recent Air, care este un proiect mai mare al universității, în care sunt implicate mai multe stațiuni, majoritatea stațiunilor de la universitate, exceptând cred că 3, deci 4 sunt implicate, 3 nu sunt, prin care vom crea un laborator interdisciplinar, un laborator de studiu al biologiei marine și al atmosferei terestre marine, astfel încât să putem avea o bază de cercetare solidă la Marea Neagră și să începem să dezvoltăm mai mult partea de biologie marină. Stațiunea se numește Stațiune Biologică Marină pentru că în trecut a studiat foarte mult partea de biologie marină, însă acum ne-am extins, să zicem, activitatea. Nu facem doar partea de biologie marină, ci facem și biologie terestră. Astfel că în urmă cu 2 ani am creat prima stație de studiu a migrației, cunoscută între, să zicem, în cercurile mai restrânse sau între cei care cunosc ornitologia, studiul păsărilor, ca stațiune de inelare a păsărilor. Această stațiune este prima și singura stațiune de studiu a migrației păsărilor din România. Și practic, chiar dacă inelarea păsărilor a început în țara noastră undeva pe la 1940-1946, dacă nu înșel, până acum nu am avut o astfel de stațiune, o astfel de stație care să studieze migrația. Și țin să menționez aici că țări din vestul Europei au, de exemplu, Portugalia are undeva la 200 de astfel de stații. Ok, nu, poate că nu efectiv foarte dezvoltate, însă au undeva la 200 de proiecte de acest tip.
Deci, practic, facem atât parte de biologie marină, pe care încercăm să o dezvoltăm și să pregătim studenți, pentru că, din păcate, România nu prea mai are, sau are foarte, foarte puțin biologi marini. Chiar dacă Marea Neagră este o mare specială, unde pot fi studiate foarte multe, foarte multe lucruri, este mare unică la nivel, la nivel global, astfel că ar trebui să dezvoltăm partea aceasta. Și acum, sau nu neapărat acum, de ceva ani, de 2 ani încoace, dezvoltăm și partea de biologie terestră. Anul trecut ne-am extins și pe Delta Dunării, unde am început un proiect de cercetare acolo pentru studierea păsărilor care sunt în zone litorale și în zonele cu întinderi mari de stuf, pentru că, nu, poate știți, Delta Dunării este, practic, deține recordul mondial în ceea ce privește întinderea stufului. Este cea mai mare zonă cu stuf din lume. Astfel că vrem să dezvoltăm tot mai mult și acolo și chiar ne-am propus să aducem tehnologie nouă. Chiar am adus niște dispozitive din Statele Unite ale Americii pentru înregistrarea păsărilor, prin care să putem să facem un studiu comparativ privind ecologia păsărilor din întinderile de stuf. Deci, practic, ne dezvoltăm continuu, încercăm să aducem cât mai mulți colaboratori. Colaborăm atât cu Facultatea de Biologie, cât din Iași, bineînțeles, dar și cu alte facultăți de biologie din țară sau din străinătate, astfel încât să putem dezvolta tot mai mult această parte a biologiei, fie că e terestră, fie că e marină, să mergem înainte și să reușim să ajungem la un nivel mai înalt. Pentru că nu aș vrea să trecem peste acest moment, aș vrea să te întreb și pe tine, să întrebăm profesioniștii. În lumea contemporană vorbim de ceea ce înseamnă schimbările din natură, ce înseamnă, eu știu, lucruri care unii specialiști spun că e vorba de efectele poluării. Ce ai observat tu, ce observați voi, că vorbim de Marea Neagră, că vorbim de Delta Dunării, că vorbim de, iată, această instalație care e clar că va aduce informații inclusiv despre ce se întâmplă pe planeta noastră, ce se întâmplă cu mediul înconjurător. Da, planeta se schimbă și este adevărat că o mare parte din vină avem noi, oamenii, astfel că trebuie să ne controlăm puțin activitățile și să vedem cum anume facem pe viitor să nu mai fim atât de invazivi. Ca să vă dau un exemplu pe care puteți să-l verificați chiar acum dacă intrați pe internet, zilele acestea sunt anunțate la noi la Giurgiu undeva la 15-16 grade pentru 3 zile. Deci vă dați seama că avem niște fluctuații termice foarte mari, după care joi, vineri, ca temperaturile sub 0 grade. Deci avem diferențe de 20 de grade între o zi și alta, ceea ce înseamnă că aceste fluctuații practic afectează natura în mod considerabil. Și când vorbesc de natură, nu mă refer aici doar la partea sălbatică a naturii, inclusiv plantele de la noi din curte, dar trandafirii, dacă au muguri deja care s-au dezvoltat, e posibil ca acest frig să vină și să-i strice, practic, să-i afecteze. La fel copacii, practic tot ceea ce este în natură. Fie că este antropică, fie că este de domeniul, să zicem, sălbatic. Schimbările climatice sunt o situație de fapt, o situație reală pe care o vedem și pe care și noi o studiem acum prin migrația păsărilor. Practic, noi capturăm păsări undeva la 13-14 mii de păsări pe an trec prin mâinile noastre, pe care le inelăm și la care studiem practic migrația. Noi le punem un mic inel pe picior cu un cod și pe care scrie țara, iar pasărea respectivă, atunci când este prinsă în altă parte, fie că este în Africa, fie că este în Asia sau tot în Europa, codul respectiv este anunțat către Centrala Ornitologică Română de la Academia Română și apoi suntem și noi înștiințați și în așa fel putem să studiem migrația păsărilor mici. Vorbim de păsări mici care nu suportă un echipament GPS, pentru că poate ați auzit, acum mai nou se studiază prin aceste echipamente GPS care se montează pe spatele păsării, dar aceste păsări mici nu suportă un astfel de echipament, pentru că este mult prea greu pentru ele. Totodată, prin acest proiect al nostru privind migrația păsărilor, practic facem cercetări să vedem cum influențează schimbările climatice, indicii continentali care influențează clima, să vedem cum influențează migrația. Și pot să vă spun că, de exemplu, anul trecut am avut o migrație foarte devreme, foarte timpurie. Mare parte din păsări, practic, au venit mult mai devreme în țară.
Ceea ce poate crea o problemă dacă episoadele acestea de încălzire și răcire se repetă. De exemplu, și anul trecut am avut o răcire bruscă în luna aprilie, ceea ce înseamnă că unele păsări care nu pot rezista la astfel de răciri foarte, foarte accentuate pot să moară sau să își piardă o mare parte din energie pe care ar fi folosit-o să cuibărească și astfel nu mai pot să depună ouă. În felul acesta, practic, nu mai poți să asigure urmași și totuși așa mai departe se produc aceste dezechilibre. Noi trebuie să fim conștienți că natura nu este doar un moft al celor care vor să se plimbe, vor să trăiască, să zicem așa, să audă sunetele de păsări. Natura este ceva care ne oferă și nouă foarte multe beneficii. Dacă nu am avea insecte, nu am mai avea polinizare, ceea ce înseamnă că nu vom mai avea legume, nu avem fructe, nu avem, practic, produse cu ce să mâncăm. Trebuie să ne gândim foarte bine că toate aceste lucruri sunt legate între ele, pentru că și păsările controlează populațiile de insecte. Dacă păsările nu ar mai fi, atunci vă dați seama că insectele care consumă frunze, da? Așa le zicem omizi pe care le cunoaște lumea, dar aici este mai, e mult mai larg grupul, pot să consume, să ne consume practic pădurile, da? Sau să plantele din zona agricolă. Astfel că toate în natură sunt legate și trebuie să înțelegem foarte bine acest lucru, că natura este foarte important să o conservăm și să o avem pe viitor pentru a ne putea conserva pe noi ca specie. Revenind la ceea ce înseamnă dotările și infrastructura și pentru a face o pledoarie, pentru că vom ajunge și la momentul în care ne vei spune tu, stațiunea colaborează nu doar cu, să spunem, cercetători, studenți din România, ci deja a devenit un punct de atracție, un punct important pentru cercetători omologi de-ai voștri din Europa și poate dincolo de Europa. Practic acum, de ce dispuneți voi? Ce se poate face? Ce poate face poate la început un student voluntar sau poate un cercetător care alege să vină din țară sau din străinătate și să colaboreze cu voi? Cu voi să stea la GIGE? Da, am început să avem și cercetători din afară. Am avut o echipă din Portugalia care a lucrat alături de noi. Au venit atât profesori cât și studenți de acolo. Din păcate, anul trecut, odată cu pornirea pandemiei, ne-a asistat toate aceste colaborări pentru că nu am mai putut să chemăm. Era programată o echipă din Austria și încă una din Marea Britanie, dar nu am mai putut continua. Practic, pe acest sistem de studiere a migrației, vorbesc mai mult de acesta pentru că și efectiv lucrăm pe acest segment, putem să facem mai multe studii. Am început cu studierea migrației, ceea ce am vorbit mai devreme, dar în paralel, practic capturând păsările, prelevăm și probe pentru ecotoxicologie, practic să vedem cât de poluat este mediul din care provin păsările sau în care stau păsările și în felul acesta știm și cât de poluat este mediul în care stăm și noi, pentru că nu stăm în medii diferite față de păsări. Am prelevat probe pentru virusuri, să vedem practic ce virusuri sunt aduse de către păsări, pentru că și ele pot să aducă virusuri. Știți foarte bine West Nile, de exemplu, care a fost adus de păsări în Europa, sau gripa aviară, despre care s-a mai vorbit, pentru că au fost și anul acesta câteva cazuri chiar aici în portul Constanța, la niște lebede. Practic prelevăm probe și vedem ce virusuri sunt aduse. Problema cu aceste virusuri, ca să fac așa o mică paranteză, este că ele și înainte erau aduse de către păsări, sau tot timpul sunt aduse de către păsări, dar fiind o perioadă foarte, sau având un climat foarte rece în Europa, în perioada de iarnă, nu rezistă, practic, din cauza climei. Astfel că ele mor, dar cu aceste fluctuații termice, ele pot să se adapteze, sau clima devenind un pic mai blândă, pot să se adapteze și să pornească, practic, alte boli sau cu transmitere, fie că este la om, fie că este la animale, practic pot să declanșeze niște boli, să nu le zicem pandemii sau epidemii, chiar la scară mai mică, dar pot și acestea cauza daune. Deci, practic, preluăm probe pentru virusuri. În același timp, colectăm date pentru biometrie, să studiem populațiile din Estul Europei, care sunt foarte multe, și să vedem cum au evoluat aceste populații în raport cu habitatele pe care avem în Estul Europei, pardon, pentru că
aceste populații sunt de multe ori diferite față de cele din vest, unde sunt mai bine documentate. Și totodată prelevăm paraziți de la virusuri, să vedem ce paraziți au aceste de la păsări, scuze, să vedem ce paraziți au aceste păsări care practic sunt aduși în Europa și care la fel pot fi transmiși mai departe. Pe această parte, practic, cercetătorii care vin sau studenții care vin învață cum să preleveze probe, cum să manipuleze o pasăre, pentru că nu oricine poate să pună mâna pe o pasăre. Trebuie să ai un permis special prin care să ai voie să manipulezi acea pasăre și pentru asta trebuie să ai un training. Practic, în România, aceste traininguri se pot face la noi. Noi facem training pentru studenții biologi care vor să profeseze mai departe în acest domeniu. Dar pot să vă spun că nu ne-au venit doar studenți biologi, au venit pur și simplu pasionați natură care au vrut să învețe mai multe despre păsări și au venit aici, s-au alăturat echipei noastre și bineînțeles că au stat cu noi și au învățat destul de multe. Vă dați seama, 13-14 mii de păsări pe an înseamnă destul de mult și atunci pot să înveți să recunosc speciile, să le manipulez, să le scoți din plasă. Menționez că toate aceste păsări care sunt capturate sunt și eliberate imediat. Practic, colectăm datele necesare după care le sunt eliberate. Pentru noi prioritatea este ca păsărea să ajungă înapoi în mediu și să-și continue migrația sau viața ei, dacă este vorba de specie sedentară. În același timp, acum prin proiectul RSNTR vrem să dezvoltăm baza materială pentru biologia marină. Noi aveam și în trecut ceva aparatură, niște microscoape, niște materiale pentru prelevat, însă erau destul de puține. Practic, până acum, cercetătorii care veneau pentru biologie marină la noi se limitau la a colecta probele, a le tria și a le împacheta și le trimite la ei, la laboratoarele de unde au venit, pentru a le putea analiza acolo. Însă, prin acest proiect, practic, vom putea să trecem la stadiul următor, și anume să analizăm efectiv probele aici, să nu le mai trimite la ei în laboratoare, ci să putem noi să facem analiza. Și din acest motiv vrem să ne dezvoltăm foarte mult pe partea de ecotoxicologie. Deși ecotoxicologia este un domeniu puțin cunoscut în România, el este foarte important pentru noi pentru că practic ne face o radiografie a mediului. Putem să știm în ce fel de mediu trăim. Dacă este un mediu poluat, substanțele poluante sunt atât la păsări cât și la oameni sau atât la alte animale, nu vorbim doar de păsări aici, pentru că putem să colectăm probe și de la pești, putem să colectăm probe și de la, nu știu, să zicem, animale de vânat, pentru că acelea sunt consumate, să zicem, de noi. Și atunci putem să vedem, practic, cum este mediul. Noi suntem acum și într-un proiect european, un proiect COST, un proiect de networking la nivel european, în care sunt implicate 27 de țări din Europa, Uniunea Europeană predominant, dar mai sunt și alte țări partenere din afara Uniunii Europene, prin care vrem să aducem la același nivel toate protocoalele de colectare și analiza a probelor în ecotoxicologie. În așa fel încât, practic, toate analizele care se vor face în Europa pe partea de ecotoxicologie să fie uniforme. Adică dacă cineva face o analiză în Spania, să fie uniformă cu cea pe care o facem noi în România. Și în așa fel vom putea compara datele și vom putea ști, de fapt, ce se întâmplă la nivelul Europei. Rezultatele acestui proiect vor fi preluate de către Agenția Europeană a Produselor Chimici, care face reglementări în ceea ce privește utilizarea produselor chimici. De exemplu, această agenție stabilește dacă unele pesticide, insecticide sunt foarte dăunătoare mediului și trebuie scoase de pe piață. În același timp, datele sunt luate și de către Agenția Europeană de Securitate în Alimentație, care la fel stabilește niște reglementări la nivelul Uniunii Europene. Deci, practic, partea aceasta de ecotoxicologie vrem să o dezvoltăm tot mai mult și să facem analiza la noi, pentru că momentan trimitem, ca să vă spun drept, trimitem probe pentru o parte din analize în Spania sau în Marea Britanie, chiar dacă nu mai este acum în Europeană, era înainte să fie Brexit-ul și este în proiect. Și ei fac analizele pentru a vedea, practic, care este harta poluanților în Europa. Acum lucrăm la o astfel de hartă, ca să fie așa ca un fel de punct de început, după care fiecare țară își va face analizele și vom putea compara cu acest punct de început cum evoluează substanțele toxice la nivelul Europei.
Pentru că, iată, bun, acest proiect legat de migrația a păsărilor a început acum 2 ani, dar tu te preocupi, ești implicat în acest segment de mai mulți ani. Și asta pentru a informa pe cetățeni, pe cei direct interesați. Vedem în spațiul public dezbatere, documentare. Dar să vorbim de, plecând de la migrația păsărilor, sunt specii pe care de dispariție, ce cauze? Delta Dunării e frumoasă, o protejăm suficient? Vorbeai de, iată, biologie marină și cât de importantă este cercetarea pe zona de biologie marină și cât de important va fi că voi veți putea preleva acele probe și veți putea oferi, bun, universității, dar și autorităților responsabile la nivel național și la nivel european. Din aceste perspective, din ce ai observat tu, ce se întâmplă, ce se schimbă, dispar pești? Nu dispar pești, dispar specii de păsări, nu dispar. De ce dispar? Pentru că ar fi util să le transmită un profesionist, un om direct din miezul problemei, realitatea. Mergem la mare, e frumoasă marea, da? Dar ea trăiește, dacă nu avem grijă de ea, riscăm să o pierdem. Da, riscăm să pierdem tot mai multe specii. Este adevărat. Aici, ca să fac iarăși o mică paranteză, trebuie să înțelegem cu toții că universitățile, stațiunile de cercetări din România și nu numai din România, de peste tot din Europa cel puțin, oferă cercetare practic gratis pentru cei direct interesați. Adică noi nu suntem o companie care cercetarea să o folosim pentru producția noastră proprie și astfel să o ținem secretă și în acest fel să ne dezvoltăm doar noi. Nu. Noi practic producem cercetare pentru publicul larg. Da? Deci în acest motiv este foarte important să finanțăm cercetarea din cadrul universităților, din cadrul stațiunilor de cercetare a institutelor de cercetare și nu cercetarea privată, pentru că aceea privată oricum se dezvoltă. Este foarte important să finanțăm această cercetare publică pentru a putea oferi aceste rezultate către societate. Ele pot fi preluate de societate și pot fi dezvoltate de firme mai mici care poate nu au suficienți bani să-și facă un departament de cercetare și astfel că studiile noastre pot fi preluate de către aceste firme. Ca să vă dau un exemplu, studiile de mediu, de exemplu, pe care le facem și noi, pot fi preluate de firmele de consultanță a mediului care practic aduc consultanță pentru construirea de autostrăzi. Cum să facă ca autostradă să fie aibă un impact mai mic pentru natură, da? Să nu fie atât de dăunătoare, să zicem, naturii. În felul acesta, practic, ele, pentru că nu au poate suficiente fonduri să-și facă un departament de cercetare, pot să preia din studiile noastre, pentru că studiile noastre sunt publice, rezultatele, bineînțeles, sunt publice, datele sunt publice doar după analiză, după ce facem analiza și le publicăm, ele sunt publice și ele pot să preia aceste informații și să meargă mai departe, să dezvolte, deci, practic, pot să-și dezvolte inclusiv afacerile pe baza unor cercetări publice pe care statul român dă banii pentru a putea să ofere societății aceste rezultate. Da, într-adevăr, sunt specii de animale și de plante care dispar. Este o situație certă, știm, suntem foarte conștienți de acest lucru. Important este să găsim calea de mijloc în așa fel încât să atenuăm această dispariție. Sunt foarte multe teorii cum că, da, dispariția este ceva natural. Da, așa este. Dispariția unor specii de animale, de plante este ceva natural, însă nu într-un ritm atât de alert pe cât îl avem în ziua de astăzi. Ca să vă dau un exemplu ce am făcut noi mărilor, pentru că vorbim de biologie marină și vorbim de stațiune marină, și poate că aceste exemple sunt mai puțin cunoscute. Practic, prin intermediul vapoarelor, noi aducem foarte multe organisme marine dintr-o mare în alta. În Marea Neagră, cu toții știm de acel melc, rapana, unii l-am mâncat, poate la restaurant, alții l-am văzut, l-am pus la ureche să ascultăm marea, nu așa mai făceau copiii, puneau la ureche ca să audă valurile mării. Acel melc este adus din China, nu este al nostru. Acel melc ne-a distrus populația de stridie din Marea Neagră. Populația de stridie era în declin, acum se pare că a fost eliminată. Știu că s-ar fi găsit un singur exemplar de stridie vie undeva în Ucraina acum vreo 5 ani, dar nu este 100% sigur, dar în rest nu mai știm de stridie de foarte mulți ani care să fie vie în Marea Neagră. Foarte multe specii practic marine sunt aduse. San Francisco, da, este un oraș, o regiune pe care o cunoaștem
din cel puțin din filme sau din documentare, documentare. San Francisco, în San Francisco 99% din fauna golfului este proveniente din alte mări. Deci practic doar 1% mai este fauna lor. Asta facem noi oamenii și trebuie să înțelegem că toate aceste lucruri trebuie atenuate, pentru că continuăm să distrugem foarte mult natura, se produc aceste dezechilibre, speciile dispar, iar la un moment dat o să înceapă dezechilibrele în cadrul ecosistemelor. Iar dezechilibrele în cadrul ecosistemelor sunt destul de grave, pentru că ele pot să creeze probleme foarte mari. Ca să vă dau un exemplu, este o regiune din China în care au dispărut mare parte din insecte, iar acum polenizarea acolo se face prin intermediul omului, adică omul merge cu un pămătuf de pene și polenizează singur arborii pentru a putea avea fructe. Deci vă dați seama că toate aceste dezechilibre ne afectează viața și trebuie să fim foarte conștienți de ele. Este foarte important ca oamenii să înțeleagă de fapt ce este natura, pentru că foarte mulți nu pot să protejeze dacă nu cunosc. Dacă nu cunosc un lucru, nu știu cum să-l protejez. Din cauza aceasta este foarte bine să ne informăm, este foarte bine să facem o educație de mediu consistentă, în așa fel încât omul din România să înțeleagă care este importanța mediului. Noi trebuie să ne bucurăm că încă natura din România, încă multitudinea de specii în România este destul de bună comparativ cu vestul Europei. Puteți să faceți un experiment simplu. Bun, acum că este pandemie, poate că mobilitatea este mai redusă, dar dacă mergeți cu mașina din România până în Franța, o să vedeți că veți consuma foarte mult lichid de parbriz în România și în Ungaria, iar apoi când vă duceți spre Austria, Germania, cantitatea de lichid pe care o consumați este mult mai mică, pentru că nu mai aveți foarte multe insecte care se lipesc de parbrizul mașinii. De ce? Pentru că numărul de insecte este mult mai mic în vestul Europei, care folosește de foarte mult timp insecticide, pesticide și care distruge practic în mod sistematic natura față de ceea ce este la noi. Din acest motiv este foarte important ca noi să atragem cât mai mulți studenți, cât mai mulți viitori specialiști în acest domeniu al biologiei, care să studieze și să înțelegem cât mai bine aceste mecanisme, în așa fel încât să putem să prevenim. Ok, da, ne trebuie mâncare, trebuie să facem o agricultură, dar haideți să facem acea agricultură în așa fel încât să protejăm și partea de natură, pentru că ea practic ne asigură și mâncarea și sănătatea și traiul de zi cu zi. Așa că dacă nu le studiem, nu vom putea înțelege și dacă nu le vom putea înțelege, atunci nu le vom putea proteja. Deci este foarte important să vedem aceste conexiuni și să mergem pe această direcție și să facem cât mai multe studii, să atragem oamenii și în același timp să facem și educație de mediu pentru ca oamenii să înțeleagă ce se întâmplă în natură. Și drept la Dunării, pentru că iată, este comoara noastră verde, dacă aș putea spune așa. E în area de interes a muncii echipei tale, a colegilor, a specialiștilor. Ce se mai întâmplă în delta Dunării? Noi așa, mulți care privim din exterior, mai vedem, mai apare câte o știre la televizor că o specie e pusă în pericol, că... Bun, toți își doresc să petreacă acolo în condiții cele mai bune, eu știu, un sejur, o săptămână, două săptămâni, dar... Acest lucru, prin construcția unor zone de agrement, unor pensiuni, e clar că afectează grav și ecosistemul și ce vietăți sunt acolo. Da, marele avantaj al deltei este că are această fluctuație din nivelul apei foarte, foarte mare. Practic, zonele, mare parte din zone sunt inundate anual. În primăvara vin apele mari, inundă și în felul acesta, practic, poate să-și refacă, să-și revină. Dar, bun, pe lângă aceasta mai are și un mare dezavantaj, pentru că aceste ape aduc cu ele o grămadă de gunoaie. Însă, din studiile ecotoxicologice făcute în delta Dunării, vedem că apa care vine este tot mai puțin poluată, ceea ce este îmbucurător. Pentru că, practic, fabricile din vestul Europei sau din centrul Europei s-au mai modernizat și nu mai produc atât de multă poluare. Astfel că apa care vine este mai curată. Și în felul acesta, practic, ne dă o speranță. Însă, noi ca turiști în delta Dunării trebuie să înțelegem foarte bine că acolo este o rezervație a biosferei. Este o rezervație în care nu putem să facem chiar tot ce vrem. Adică, știu, foarte mulți turiști vin în delta Dunării și închiriază o barcă sau închiriază, nu știu, o companie
merg la o companie și îi dă o barcă cu tot cu șofer, o barcă foarte puternică prin care poate să ajungă într-o oră de la Tulcea la Sulina. Ok, bun, ai ajuns într-o oră de la Tulcea la Sulina și ce ai văzut din Delta? Nimic, pentru că a fost atât de rapid încât n-ai apucat să vezi peisajul. N-ai apucat să înțelegi nimic. Pur și simplu ai mers, e ca și cum aproape că te-ai teleporta dintr-o parte în alta și nu s-a întâmplat nimic. Ajungi la Sulina, acolo te învârți un pic, te duci, să zicem, un împrejurim și după aia spui că ai fost în Delta. Ok, Delta nu înseamnă asta. Delta înseamnă să mergi, să vezi cu adevărat acele ape puțin adânci, acele întinderi mari de stuf, acele păduri de salcie în care practic, să zicem așa, colcă e de viață. Da? Sunt foarte multe organisme, sunt foarte multe vietăți pe care putem să le vedem, sunt foarte multe păsări care încep să se sperie de toate aceste motoare, pentru că Delta Mării s-a transformat într-un fel de bulevard, cel puțin brațul Sulina este un bulevard pentru bărcile cu motor foarte puternice. Trebuie să înțelegem că atunci când mergem în Delta, ar fi bine să închiriem niște embarcațiuni mai mici, cu un motor mai mic, în așa fel încât să putem să vedem. Dacă mergem în viteză, păsările pleacă, nu vor sta ca noi să le vedem. Și am avut de multe ori discuții că nu, că în Delta Dunării nu prea mai sunt păsări. Ba, ele sunt, dar nu dacă mergi cu o barcă mare care face mult zgomot și care merge foarte repede. Trebuie să mergi cu o barcă mică, ia un caiac, ia o canoe, plimbă-te cu ea și atunci ai să vezi foarte, foarte multe specii de păsări. Deci trebuie să avem un management destul de diferit pentru Delta Dunării, însă, din păcate, situația acolo este foarte complexă pentru că avem pe de o parte presiunea pensiunilor, pe de altă parte presiunea turiștilor, pe de altă parte presiunea celor care vor să exploateze peștele. Marea problemă iarăși braconierii, de care se pare că nu reușim să scăpăm și sunt tot mai multe cazuri. Deci acolo va trebui să avem un guvernator foarte competent, pentru că zilele acestea chiar se discută despre viitorul guvernator al Deltei. Sperăm să fie o persoană care să fie un mediator foarte bun, care să poată să medieze toate aceste interese, conflicte, presiuni, în așa fel încât să îi putem asigura refacerea anuală de care ea beneficiază, să zicem, de la mama natură, să o lăsăm să se refacă și să putem să o protejăm, pentru că este unul din cele mai importante puncte ale noastre, atât din punct de vedere turistic, cât și al biodiversității. Că vorbeai de embarcațiuni, trebuie spus, iată, stațiunea beneficiază de o embarcațiune și îmi spuneai că chiar va mai fi achiziționată una, pentru că aveți nevoie de mobilitate, e clar, nu doar de pe uscat, trebuie să mergeți și în larg, ca să spun așa. Da, așa este. Avem o embarcațiune care a fost foarte mult timp ținută pe uscat, nu a fost folosită, însă din 2019 acum se află. Din 2019 am pus-o în portul Eforie Sud. Practic, acolo poate să, de acolo putem să plecăm cu ea, putem să plecăm cu ea pe mare. Embarcațiunea pe care avem acum ne asigură o autonomie, să zicem, pentru câteva zile. Adică putem să plecăm cu ea și să stăm pe mare câteva zile, în așa fel încât să putem să ne colectăm probele de care avem nevoie. Dar, da, prin acest proiect recent vrem să mai achiziționăm încă o embarcațiune mai mică, prin care să putem să prelevăm probe mai aproape de mal, pentru că va fi o embarcațiune care poate să meargă pe apă mai mică, va fi o embarcațiune destul de rapidă, prin care să ne putem deplasa practic în diferite puncte acolo unde dorim să prelevăm probe. În același timp va fi o embarcațiune mai mobilă, dacă pot să-i spun așa, pentru că va avea un peridoc care va putea fi, pe care va putea fi urcată și dusă, de exemplu, în Delta Dunării. Dacă avem treabă acolo, putem să mergem cu ea acolo. Cea mare pe care avem acum, ok, avem un peridoc, însă scoaterea ei din apă, punerea pe peridoc, ai nevoie de un permis special pentru că este un peridoc foarte mare, ea este o embarcațiune foarte mare și nu este atât de transferabilă, să zicem, din mediul marin, să zicem, pe un lac sau sau în delta. Practic, dacă vrem să mergem pe ea în delta, trebuie să mergem pe mare până la Sulina, să intrăm acolo pe braț și de acolo să intrăm doar pe canalele mai mari, cu apă mai adâncă, unde putem să intrăm cu ea. Cu cea mică vom putea să intrăm practic peste tot și vom putea să colectăm probe. Deci, practic, vom dezvolta tot mai mult această infrastructură sau logistică de cercetare care să ne permită practic să colectăm cât mai multe probe și apoi să putem să le analizăm.
Că vorbeam de Delta, să mergem și în Delta Moldovei, să vorbim și de un proiect frumos, iată, parteneriat cu Romfilatelia. Nu știu dacă mai sunt acum la dispoziție timbre, serii de timbre care să scoatem prin plan această Delta Moldovei. Vorbim, e foarte aproape de orașul Iași, să ne spui despre acest proiect și să vorbim și despre această Delta, poate un loc natural, excepțional, pe care nici noi ieșenii, mulți dintre noi sau oameni din zona județelor apropiate orașului, județului Iași, nu prea știm, nu prea cunoaștem. Da, Delta Moldovei sau Larga Jiji, așa cum o cunoaștem probabil mai bine cei din Iași, este o zonă foarte interesantă, cu o diversitate sau biodiversitate foarte, foarte mare. Acest proiect al Romfilateria a venit de fapt să omagieze includerea zonei ca sit Ramsar. Este practic acum, de anul trecut este sit Ramsar, ceea ce îi conferă o importanță deosebită. Iar Romfilateria a făcut acum o emisiune de timbre care a fost pusă în circulație pe 2 februarie, deci acum câteva zile. Practic, dacă noi vrem să trimitem scrisori, ceea ce nu prea se mai practică, din păcate, vom merge la poștă și vom cumpăra niște timbre care vor avea păsări pe ele și pe care va scrie Delta Moldovei. Deci, practic, timbrele care sunt acum folosite la poșta română sunt timbre din păsările din Delta Moldovei. Cei de la Romfilateria au aceste proiecte foarte, foarte interesante și foarte frumoase, pentru că practic vor să promoveze valorile României, fie că sunt naturale, fie că sunt artificiale, să zicem așa, pentru că a fost o emisiune de timbre și cu universitatea, pentru care au omagiat practic universitatea. Este un proiect foarte interesant și poate și mai interesant ar fi dacă ați putea să cumpărați mapele de prezentare, pentru că în mapele de prezentare a colecției de timbre sunt incluse informații și despre Larga Jijă, despre această Delta Moldovei și despre păsările de acolo, deci e un pic mai divers. Timbrele, să zicem așa, sunt doar partea de avangardă, dar în spatele acestor timbre sunt informații care sunt prezentate publicului, astfel încât să promovăm această zonă care este foarte interesantă și pe care vă recomand pentru weekend, mai ales că acum cred că s-a deschis și un restaurant la Larga Jijia, deci puteți să mergeți până acolo, faceți o plimbare, luați un prânz și vedeți cât de interesantă este acea zonă, care este deosebit de pitorească și chiar merită. Este o zonă acvatică foarte, foarte interesantă. Când eram student, am făcut acolo studii pe păsări, începusem chiar cu studiul migrației și acolo am făcut ceva inelări, dar au fost niște proiectele mai mici, pentru că nu, atunci astea erau posibilitățile din perioada respectivă, dar este o zonă foarte, foarte interesantă pe care vă recomand și la fel vă recomand să mergeți la poștă și măcar să cumpărați niște timbre ca să vedeți aceste imagini superbe cu păsări. Am văzut că tu vorbeai, eu m-am documentat și am văzut. Practic, dacă cumpărăm acea mapă, avem și prezentate câteva din speciile de păsări importante din acel areal și te-aș întreba care sunt acestea și pentru cei care poate sunt neofiți, poate care nu sunt în temă, cum a apărut o asemenea deltă? În general, ne imaginăm o deltă undeva, ne gândim la Amazon, ne gândim la Nil, ne gândim la Dunăre, la mari fluvii, dar iată că în inima Moldovei e un loc chiar, într-adevăr, ce merită a fi vizitat. Da, merită a fi vizitat, dar atenție, nu este o deltă reală. Îi se spune Delta Moldovei doar pentru că are o suprafață mare acvatică și, să zicem așa, aduce puțin a ceea ce ar trebui să fie o deltă. Cum a apărut? El în trecut era o zonă mlăștinoasă, foarte, foarte mare. Practic, cursul Jijiei era o zonă mlăștinoasă mare care asigura o biodiversitate foarte, foarte importantă pentru estul Europei. Însă, în perioada comunistă, practic, această zonă a fost transformată într-o fermă pișticolă. Acum este o fermă pișticolă. Nu mai avem acea mlaștină veche pe care o aveam în trecut, dar prin intermediul fermei pișticole de acolo, practic, s-a menținut, să zicem, această zonă umedă. Din fericire a fost transformată în fermă pișticolă pentru că putea să fie transformată într-o fermă agricolă, ceea ce era mai rău din punct de vedere al biodiversității. Dar prin această fermă pișticolă și prin proprietarii sau administratorii pe care i-a avut,
S-a reușit, sau au reușit ei, pentru că în mare parte este meritul administratorilor de acolo, să păstreze un număr mare de păsări. Aceste zone sunt foarte importante pentru păsări, pentru că ele reprezintă un punct de oprire, de popas și de hrănire în decursul migrației. Deci, practic, acolo multe din păsările care sunt acolo în perioada de primăvară și de toamnă nu cuibăresc acolo, ci vin din diferite locuri, fie că e Scandinavia, fie că e Siberia. Ajung acolo, se odihnesc, mănâncă și apoi pleacă mai departe. Deci este foarte important ca noi să le asigurăm aceste locuri de popas, în așa fel încât să poată să își dobândească resursele necesare pentru a migra mai departe. Acolo sunt foarte multe specii de păsări importante. Noi am ales doar câteva dintre aceste păsări, cum ar fi stârcul galben. Este cumva și cea mai nordică zonă unde poate fi observat stârcul galben. Am ales bătăușul, care este o specie foarte interesantă. Îi se spune bătăuș pentru că masculii sunt foarte agresivi în perioada de împerechere și se înfoaie foarte, foarte tare și atunci practic se bat foarte mult pentru femele și din acest motiv îi se spune și bătăuș. Am ales chira de baltă, este o specie foarte suplă și foarte, foarte practic prinde pește, zboară cumva la suprafața apei și atunci când vede peștele se aruncă ca o ghiulea în apă și iese cu el. Și practic sunt specii interesante de păsări pe care le și putem vedea dacă mergem acolo. Deci putem să cumpărăm timbrele, să ne uităm, dar bun, e important să mergem acolo și cu cineva care cunoaște, care poate are un binoclu sau o lunetă, în așa fel încât să le putem observa. Schimbând oarecum registrul, îmi spune că sunt foarte mulți studenți care fac voluntariat și vin din plăcere și în același timp pentru a învăța. E foarte importantă această atitudine și bănuiesc că vă ajută foarte mult și pe voi. Da, pe noi ne ajută foarte mult pentru că ne bazăm o mare parte din activitate pe voluntari. Avem undeva la 30-40 de voluntari pe an care vin la noi să participe la cercetările pe care le efectuăm. Acești voluntari pot să vă spun că chiar muncesc. La noi programul în perioada de studia migrației, adică 9 luni pe an, pentru că nu activăm în perioada de iarnă, doar din decembrie, ianuarie și februarie, dar din martie începem până la sfârșit de noiembrie. Programul este de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui. Deci, practic, poate să fie 12 ore, poate să fie 16-17 ore pe zi, pentru că începem un pic înainte de răsărit și terminăm un pic după apus. Din acest motiv, practic, trebuie să schimbăm oamenii. Nu putem să fim permanent aceiași oameni, pentru că se lucrează 7 zile din 7. Nu avem weekenduri, pentru că nici păsările nu au weekenduri atunci când migrează, dar nu stau 2 zile și se odihnesc pentru că este weekend. Și atunci, practic, cumva la 2 săptămâni încercăm să schimbăm voluntarii, în așa fel încât să se poată odihni cei care au muncit timp de 2 săptămâni atât de intensiv și să aducem oameni noi. Cum vă spuneam, avem cereri și anul acesta așteptăm persoane din Austria care vor să vină la noi. Sperăm ca acum cu vaccinările să poată să-și facă vaccinul destul de repede și să poată să vină chiar în această primăvară. Ei sunt destul de interesați să vină aici pentru că se prind specii diverse, specii, alte tipuri, alte specii față de ceea ce este în Austria și astfel că pot să învețe despre acele specii, pot să învețe atât ecologia lor, cât și să preleveze probe de la ele și să poată să aibă astfel un spectru mult mai larg în analiza pe care o fac. Avem nevoie de voluntari, chiar îi invit pe biologi, fie că sunt de la noi, de la universitate sau de la alte universități, pentru că noi trebuie să colaborăm și să fim deschiși către celelalte universități, atât din România cât și din Uniunea Europeană, nu numai din Uniunea Europeană, pentru că am avut acum câțiva ani și doi studenți din India, de exemplu. Trebuie să fim deschiși, să-i primim și, bineînțeles, să le dăm ceea ce știm. Da, să le explicăm, să vorbim cu ei, să le arătăm, să învățăm și la fel și ei pot să vină cu idei noi, pentru că oricine poate avea idei și oricine poate să aibă idei foarte bune care să fie implementate și care să ducă la studii noi, la cercetări noi
sau chiar la efectiv la eficientizarea muncii pe care o facem și care poate să ne ușureze și să fie în beneficiul nostru. Și că vorbeam de investiții, pot găsi un loc foarte bine dotat, la cele mai înalte standarde, cu resursă umană de calitate, cu posibilități de dezvoltare și stațiunea de la Agigea va deveni, și sunt convins că sunt pași importanți, un reper pe harta științifică, pe segmentul pe care îl reprezinți tu. Și aș vrea să vorbim de faptul că e de felicitat, și așa când ne uităm la bugetele alocate cercetării la nivel de membri ale statele Uniunii Europene, e clar, din păcate România e pe ultimul loc, dar am observat și trebuie să reiterez și să felicit conducerea Universității Cuza, rectorul Tudorel Toader, echipa de prorectori, pe voi, iată oamenii care aveți grijă de aceste stațiuni. Universitatea Cuza nu este doar pentru România un jucător important, dacă m-aș putea exprima așa, pe zona cercetării. Pentru că dacă e să vorbim ce se construiește acum, și îl salut pe Gabi Plavan, la Ștefănești, Botoșani, și acolo se va dezvolta o stațiune de cercetare, în principal Băcăuanu, pentru studenți, dar să vorbim de Potoci, să vorbim de Mădărjac, să vorbim de ceea ce face Alin Barbacariu, iată, la Izăreni, pentru că a câștigat și aici un proiect în colaborare cu Potociul. Ce faceți voi la Agigea și la Tulnici, să nu uităm și de Tulnici și să nu uităm și pe domnul profesor Lesenciuc, pentru că vorbim de Rarău. Se vede clar o schimbare de abordare și contează foarte mult din punctul ăsta de vedere. Și te-aș întreba pe tine cum te simți văzând că într-adevăr se investește resursă umană, infrastructură, proiecte europene. Vă dați seama, eu nu pot decât să mă bucur pentru aceste investiții, pentru că practic reușim să extindem infrastructura universității. Aceste stațiuni sunt ale universității, nu sunt ale noastre, chiar dacă noi conducem în calitate de director aceste stațiuni, nu sunt ale noastre, sunt ale universității. Și noi contribuim, practic punem umărul la creșterea acestei bazei logistice a universității, prin care să putem să dăm mai multe posibilități studenților, cercetătorilor, fie că sunt români, fie că sunt străini, să-și desfășoare studiile sau să participe la studii sau să învețe efectiv. Pentru că știm cu toții că o mare parte sau o mare problemă în România este lipsa de personal bine instruit. Deci, practic, avem nevoie de oameni bine instruiți, astfel că ei trebuie să practice undeva, pentru că peste tot atunci când te duci să te angajezi, te întreabă ce știi să faci, ce experiență ai. Și în felul acesta, practic, ei pot să participe la activitățile stațiunilor, studenții mă refer, pot să acumuleze experiență, stațiunile pot să ia ca voluntari, contract de voluntariat și să prezinte acel contract de voluntariat către un viitor angajator, să vă povestească, să vorbească cu el, să le spună ce a învățat, cum a făcut acele lucruri și în felul acesta să poată să fie angajați și să fie niște experți buni care să lucreze în respectivul domeniu. Este foarte important să investim în aceste stațiuni de cercetare, pentru că ele practic asigură un alt mediu de educație. Studentul merge la laborator în cadrul universității, acolo practică ceea ce este nevoie, lucrările practice, își desfășoară acele activități, însă nu are libertate foarte mare de a lucra în domeniul respectiv. Pe când în cadrul stațiunilor, el poate să vină și aici, nu mai este limitat că laboratorul durează o oră sau două ore, nu. Laboratorul aici poate să dureze 24 de ore. Poți să vii și să lucrezi cât ai nevoie. Poți să stai să te documentezi. Vedeți, acum eu, de exemplu, sunt în biblioteca stațiunii. Avem un spațiu unde poți să stai, să te documentezi, să citești și să-ți fixezi informațiile. Și în felul acesta poți să acumulezi mult mai multe cunoștințe. Este foarte important, vă spuneam, că aceste stațiuni să fie bine dotate, practic să aibă o infrastructură de cercetare în care studenții să poată să practice. Și cercetătorii care vin aici să poată să experimentele sau studiile pe care le fac. Și este la fel important să aibă și câteva spații de cazare pentru a putea ține oamenii aproape. Este destul de important ca studenții să stea în același loc cu profesorii, în așa fel încât interacțiunea să fie continuă, partea socială sau socializarea să nu se facă pe Facebook, ci în direct, și să fie
o socializare la muncă. Deci, practic, ești în laborator și socializezi acolo cu colegii tăi, cu profesorii. În felul acesta, practic, poți să acumulezi mai multe informații și putem să atragem mai mulți studenții către partea aceasta a științei. În speranța că vom avea mai mulți cercetători, dar putem să atragem și tot mai mulți studenții să învețe efectiv lucruri pe care le pot aplica după aceea și să aibă după aceea un parcurs profesional în directă concordanță cu ceea ce au făcut la facultate. Pentru că știm foarte mulți, fac o facultate după care, din păcate, nu mai profesează în domeniu. Ceea ce este o problemă a noastră, a universităților, că nu reușim să îi dezvoltăm mai mult. Dar, dezvoltând toate aceste infrastructuri, practic vom reuși să-i facem specialiști mai buni și în felul acesta, practic, să-și găsească mai ușor de lucru. E adevărat, fie în România, fie în străinătate, aici nu putem să-i blocăm, pentru că noi suntem în partea Uniunii Europene și atunci automat ei pot să meargă oriunde, cel puțin în Uniunea Europeană, să lucreze. Pentru că mai avem câteva minute, aș vrea să te întreb ce îți propui tu pentru perioada următoare, pentru anul 2021, cum vezi tu, poate, în următorii 5 ani, activitatea de cercetare la Gigea? Ce noi direcții, poate, vreți să abordați? Ce îmi propun? Sunt foarte multe lucruri pe care mi le propun. Foarte, foarte multe. N-aș avea timp să vi le prezint în cele 12 minute pe care văd că le mai avem. Însă îmi propun să continuăm cercetarea pe care o facem aici. Îmi propun să continuăm cu stația de studii a migrației, pentru că este un proiect care s-a dezvoltat frumos și este un proiect foarte interesant pentru România, care deja atrage tot mai mulți susținători și din afara României. Îmi propun să dezvoltăm infrastructura pe programul RSNTR bine, așa cum a fost propusă, în așa fel încât să putem să asigurăm acea infrastructură de cercetare de care avem nevoie. La fel îmi propun să reușim să renovăm toate cele trei clădiri, nu doar clădirea Turn, care s-a făcut până acum, dar mai avem încă două clădiri care așteaptă să fie renovate, astfel încât să putem să dăm stațiunii practic o tentă, sau nu o tentă, să dăm efectiv stațiunii acel statut de stațiune de cercetare în adevăratul sens al cuvântului și care să fie bine, să fie la zi atât cu partea de infrastructură de cercetare, cât și cu partea de infrastructură de cazare, de exemplu, pentru că și aici trebuie să asigurăm niște spații de cazare. Și țin să menționez aici că sunt foarte mulți studenți, majoritatea facultăților de biologie din țară vin aici pentru practicile studențești. Deci, practic, și ei beneficiază de aceste infrastructură pe care o creează Universitatea Alexandru Ioan Cuza, nu doar studenții de la Cuza, ci și de la alte facultăți din țară. Și ca un orizont mai mic, noi am depus și un proiect pentru rezervația pe care o avem aici. Este rezervația de dune marine de la Gigea. Este o rezervație unică în România, chiar dacă ea este extinsă doar pe o suprafață de 10,55 hectare. Este una din primele rezervații ale României, având actele de naștere undeva în 1938, deși ea a fost declarată așa ca rezervație la nivel local dinainte, pentru că Ioan Borcea a îngrădit un spațiu undeva în 1925-1926 pe care vrea să-l protejeze. Am depus un proiect pentru implementarea măsurilor de conservare în cadrul acestei rezervații, împreună cu Agenția Națională a Ariilor Naturale Protejate, și sperăm să putem să luăm acest proiect și să facem lucruri interesante în această arie protejată, pentru că, vă spuneam, este o zonă unică în România. Avem foarte multe specii de plante de nisip care practic nu prea le mai găsim acum pe litoralul românesc, pentru că mare parte din el a fost transformat în pensiuni sau în alte locuri, nu a mai rămas atât de multe dune de nisip. Astfel că, și acesta este un punct pe care vrem să-l atingem. Deci, practic, vrem să dezvoltăm și încercăm să depunem cât mai multe proiecte, astfel încât să putem să ne dezvoltăm și să atragem cât mai mulți oameni.
Iată, aici încă nu am terminat dialogul nostru. Foarte interesant, îți mulțumesc chiar. Sunt zone foarte importante și puncte foarte importante pe care le-ai abordat tu și eu sper ca majoritatea oamenilor să înțeleagă rolul și importanța muncii pe care o derulați, inclusiv voi la Agigea. Te salută domnul conferențiar universitar dr. Silviu Gurlui, ne urmărește Facultatea de Fizică și spune așa că apropiat sezona științifică foarte strânsă într-un domeniu ce leagă partea de mediu, de atmosferă, partea de climă, de biologie, de ecosistem marin. Zona Agigea este una de interes important pentru cercetarea avansată. Iată. Cercetătorii se salută între ei de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Da, domnul Gurlui este în acest proiect de SNTR, este unul din inițiatorii proiectului și va avea un sistem de lidare aici care va monitoriza atmosfera terestră marină. Practic va face parte, să zicem așa, din cercetările pe care se vor derula la noi la stațiune. Astfel că îi mulțumim pentru acest interes și pentru dorința de a se implica și de a dezvolta aici studiile pe care le facem. Și atât, sunt și întrebări, dovada faptului că ceea ce ai expus tu e interesant și provocator. Ne întreabă Ionuț Pascaru, în ultimii 30 de ani, cormoranii și-au mărit efectivul de aproximativ 20 de ori. Au decimat atât populația pescicolă din delta Dunării, cât și afacerile pescicultorilor. Vecinii ungurii au dat liber la tras la cormoran timp de 5 ani, fără vreo limitare. Noi stăm și nu facem nimic, chiar nu se poate face nimic. Ce se întâmplă? Că la un moment dat am avut Emanuel Ștefan Baltac și un ministru al agriculturii care avea o problemă cu cormoranii, ți-a adus și tu foarte bine aminte. Așa de gravă este situația, să-i răspundem privitorului. Eu nu văd așa de atât de grav situația, mai ales că noi nu avem studii în România ca să vedem cât consumă acest cormoran și ce populație avem. Nu știu de unde domnul are această informație că au crescut efectivele de 20 de ori, pentru că pot să vă spun din toate datele oficiale, și subliniez aici toate datele oficiale, la nivelul României, oficiale și neoficiale, nu mă refer doar la cele care sunt trecute în rapoarte, noi nu cunoaștem încă populația sau efectivul exact de cormoran din țara noastră. Se fac studii, însă fiind un număr foarte mic de biologi de teren, nu reușim să acoperim cu bine toate zonele, astfel că nu știm ce populație de cormorani avem. Astfel nu putem să spunem că a crescut de 20 de ori. Într-adevăr, cormoranii consumă pește, da, așa este. Dar ei consumau pește și înainte, acum 50-100 de ani în delta Dunării și nu a fost niciodată o problemă. Nu cormoranii sunt problema esențială în delta Dunării. Marea problemă acolo este degradarea ecosistemelor, braconajul folosind curent, prin care practic se curentează nu doar peștii mari, ci și peștii mici, practic se omoară pe o scară foarte, foarte mare. Dispariția foarte multor zone cu apă mică, pentru că din aici să atrag atenția că delta Dunării are acum mai mult teren agricol decât avea în perioada comunistă, decât în perioada, să zicem, de înainte de 89. De ce? Pentru că multe din fermele piscicole create atunci, acum sunt terenuri agricole, au fost transformate în agricultură. Avem cel mai important punct de uierit din țară în delta Dunării. Vă dați seama că toate aceste transformări au dus la diminuarea cantității de pește din delta Dunării. Ce trebuie să facem este să facem, ar fi bine să facem un studiu prin care să vedem cât pește consumă cormoranii și da, atunci când consumă, piscicultorii să poată primi despăgubiri, dar pe cantitatea de pește pe care o consumă cormorani. Pentru că după acel ministru despre care ați vorbit mai devreme, s-a aflat că au fost mulți piscicultori care au cerut despăgubiri pentru peștele pierdut de ei, fiind consumat de, să zicem, de păsări sau de alte animale. Au cerut despăgubiri, deși ei de fapt nu au mai pus apă în bazinul respectiv de 4-5 ani. Deci vă dați seama, ei au pierdut un pește pe care nu l-aveau. Deci haideți să facem un studiu real, să vedem ce se întâmplă și apoi putem să vorbim. Situația nu este atât de gravă pe cât se folosește în mass media. Și pentru asta ar trebui să invităm cercetătorii să facă cu adevărat studii, să vedem ce se întâmplă și apoi putem să luăm niște decizii. Sunt de acord că da, cormoranii pot fi o problemă, dar să vedem cât de mare este această problemă.
Timpul nu ne mai permite, dar dialogul, iată, a fost foarte interesant. Îți mulțumesc, Emanuel Ștefan Baltag, iată, cercetător științific, coordonatorul stațiunii biologice marine, profesor dr. Ioan Borcea de la AGGA Județul Constanța. Îți urez încă o dată mult succes și colegilor tăi, colegilor tăi din celelalte stațiuni și așteptăm noi informații, proaspete informații și așteptăm ca și societatea și autoritățile să asculte și să primească informațiile corecte în favoarea unui mediu sănătos și a unei conviețuiri cu natura, cât de sănătos o mai putem face noi oameni. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și pentru această emisiune. Și așa cum spuneam, noi suntem deschiși, oricine dorește poate să vină să ne viziteze. Avem și pagine de Facebook pe care promovăm ceea ce facem noi, iar de la 1 martie vom deveni mai activ, pentru că atunci vom începe efectiv studiul pe partea de migrație și sperăm să vă transmitem lucruri interesante, specii interesante și, așa cum spuneam, suntem foarte, foarte deschiși pentru a discuta, pentru a educa și pentru a face cercetare. Mulțumim, investim, iată, sunt oameni. România, aceasta este România reală, România educațională, România în care pune accent pe cercetare. Aceasta este resursa umană, dragi prieteni. Pe acești oameni trebuie să-i încurajăm și să-i susținem, pentru că vorbim de zone care au efect direct asupra vieții noastre și vorbesc de rodul muncii, cercetării acestor reprezentanți ai Universității Alexandru Ioan Cuza. Să mulțumesc Universității Alexandru Ioan Cuza, să-i mulțumesc domnului rector, domnului profesor universitar dr. Tudorel Toader, echipei de prorectori, că a avut inspirație și are inspirație și susține cercetarea la cel mai înalt nivel. Asta înseamnă să fii prima universitate modernă a României, asta înseamnă să ai viziune, asta înseamnă să nu te complaci în mici jocuri, ci să investești într-adevăr. Încă o dată, mult succes, multă sănătate, că e cea mai importantă în această perioadă, Emanuel Ștefan Baltag. Așa este, mulțumim. Toate cele bune, repet, și conexiune la internet foarte bună, pentru că am mai avut experiențe. Vă felicit, chiar a mers foarte bine această emisiune. Mulțumim, dragi prieteni, că ne-ați fost alături. Dați un like, un share acestei emisiuni BZI Live. Intrați pe pagina noastră de Facebook BZI Live. Urmăriți-ne pe YouTube. Această emisiune chiar merită urmărită. Mâine noi ne reîntâlnim în același interval, veți vedea că vom fi aproape tot de zona educațională, zona învățământului superior. De data aceasta vom merge la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad. Invitatul nostru pentru prima dată în premieră este domnul prorector, profesor universitar, doctor inginer Vasile Stoleru. Domnia sa este prorector pe zona relației cu studenților, cu mediul social, dar și cu alumni, adică cu absolvenții instituției. Dar e reprezentant al Facultății de Horticultură, vom vorbi despre legumicultură ecologică, vom vorbi de ceea ce înseamnă să coordoneze o fermă ecologică, pentru că vorbim de hrană și vorbim de lucruri importante și esențiale pentru viața noastră. Așadar și mâine o ediție la fel de interesantă, ediții interesante vor fi trei la număr. Aici se încheie emisiunea de astăzi, în continuare. Multă sănătate, vă urez, respectați regulile, haideți să ne vaccinăm, e importantă decizia dumneavoastră, dar e important să ne vaccinăm. După amiază, spre seară plăcută, numai bine, dragi prieteni, la revedere!